După mai bine de 30 de ani de fotojurnalism, Vadim Ghirdă, fotograf al agenției de presă Associated Press, a fost premiat în anul 2023 cu un premiu Pulitzer, câștigat alături de alți 5 colegi ai redacției internaționale. Cei 6 au realizat fotografii care au surprins momentele tragice ale războiului din Ucraina. Invitatul meu de astăzi este un veteran al fotojurnalismului, inclusiv al celui de război. A început să lucreze pentru agenția de presă americană imediat după căderea comunismului în România. S-a surprins de-a lungul carierei sale conflicte sau chiar războaie pe care ni le va povesti mai pe larg. Despre pasiunea pentru fotografie, pe cât de mare, pe atât de riscantă uneori, dar care își împlinește menirea, discutăm chiar acum la Brilliant, alături de Vadim Ghirdă. Tot ce fotografiez devine nemuritor. Și faptul că există această unealtă puțin vrăjitorească, așa, cu care poți opri un zâmbet, o emoție pentru totdeauna, e ceva fenomenal. E cel mai aproape de a dărui cuiva nemurirea. Bună, Vadim, și îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat astăzi invitația mea la Brilliant. Mulțumesc frumos. Mulțumesc că m-ați chemat. După mai bine de 30 de ani de fotojurnalism făcut cu multă pasiune, munca ta a fost încununată, chiar anul trecut, cu un prestigios premiu Pulitzer, pe care l-ai câștigat alături de colegii tăi din redacția internațională de la Associated Press, pentru modul în care ați relatat despre războiul din Ucraina. Te-am auzit spunând că a fost o muncă de echipă. Aș vrea să te întreb ce a însemnat pentru tine, la nivel personal, acest premiu. Evident că m-a bucurat extraordinar, dar eu cred că este greșit să lucrezi cu gândul că vei lua un premiu. Cred că trebuie să lucrezi cu întreaga atenție asupra misiunii tale ca jurnalist, iar dacă se întâmplă să faci o treabă atât de bună încât ea să fie recunoscută printr-un premiu sau altul, e cu atât mai bine. Dar nu cred că focusul, ca să spun așa, trebuie să fie acel premiu. Te-am auzit spunând la un moment dat, într-un interviu anterior, faptul că în nicio altă țară în care ai fost să fotografiezi, nu ai întâlnit o societate atât de deschisă, atât de sensibilă la noțiunea de jurnalism și la necesitatea existenței ideii de jurnalism. Orice imagine vezi dintr-un conflict, ea este în primul rând rezultatul toleranței celor care te-au lăsat să lucreze acolo. Adică trebuie înțeles că sunt oameni care trec prin situații absolut îngrozitoare și dacă te pui în locul lor, mi se pare că trebuie să ai o resursă foarte mare de nu știu cum, nici nu știu, de generozitate poate, ca să lași un jurnalist de imagine mai ales să fie prezent în acele clipe și să înregistreze acele lucruri. Și da, este și dimensiunea conștientizării la nivelul societății a ideii că este o meserie importantă și că misiunea jurnaliștilor este una foarte, foarte importantă la nivelul comunicării, la nivelul înțelegerii unui fenomen și așa mai departe. E un lucru mai rar, pentru că acum jurnalismul s-a democratizat, așa, dacă putem spune, în sensul că un om cu un telefon mobil care transmite live pe Facebook poate fi echivalat, să zicem, cu un jurnalist și de multe ori, da, poate face o muncă de valoare dacă este la fața locului într-un moment important, însă această democratizare are și o dimensiune mai puțin favorabilă, în sensul că nu mai este clar pentru foarte mulți oameni că jurnalismul de calitate, mai ales, este o meserie care implică o responsabilitate foarte mare și este, adică nu pot spune mai scurt decât că este o meserie, nu este ceva care putem face toți în timpul liber. Putem face dacă absorbim valorile care conduc această meserie, dacă ținem cont de adevăr, de informație, de dimensiunea educativă pe care jurnalismul trebuie să o aibă, dar simplu fapt că înregistrăm niște imagini și le transmitem prin prisma, nu știu, părerilor care ne convin, prin prisma convingerilor noastre, ne ținând cont de întregul context, de ce s-a întâmplat acolo, ăla nu este jurnalism.
Cu ce valori pe care le-ai promovat în toți acești 30 de ani rezonează un astfel de premiu? Adevărul trebuie să fie cu siguranță pe primul loc. Apoi, evident, este valoarea informației, a dificultății de a obține această informație și a greutății, să spunem, pe care o informație o are în înțelegerea sau în cursul unui eveniment, în cazul nostru al unui conflict. Te așteptai ca acest premiu să meargă la voi? Să vă spun drept, nu. Cred că a fost o decizie foarte complicată și de asemenea, pentru că am spus că niciunul dintre noi n-ar fi câștigat pe cont propriu, dacă ar fi fost să câștige cineva pe cont propriu, ar fi trebuit să fie colegul meu ucrainean, Evgeni Maloletka, care a fost împreună cu un cameraman care se numește Mstislav Cernov, au fost în echipa care a rămas în Mariupol după începerea invaziei. Unele dintre imagine cele mai memorabile din această selecție sunt de acolo. Și asta pentru că timp de aproape 3 săptămâni, voi, cei de la Associated Press, ați fost singurii ziariști străini care a surprins imagini cu civilii răniți, cu civilii aflați în situații limită, ceea ce a dus la deschiderea coridoarelor umanitare și implicit la evacuarea acestor civili. Cu siguranță lucrurile acestea au avut un rol. La ce nu te-ai așteptat când ai ajuns acolo, în ceea ce privește dimensiunea riscului? Cel mai scurt răspuns la întrebarea aceasta este că nu m-am așteptat să înceapă războiul. Chiar și în ziua în care conflictul a început și a fost clar că forțele Federației Ruse au intrat în Ucraina, m-am gândit că poate o să fie o acțiune de scurtă durată și că oamenii se vor opri și că va fi doar așa un vârf al acestei escaladări, să zicem, de concentrări de forțe și că se va opri. Adică nu mi-am imaginat niciodată că putem asista la un război care să semene foarte bine cu primul război mondial sau cu al doilea război mondial din punctul de vedere al stilului de luptă și al numărului de victime. Tu ai fost și la Bucea, acolo unde s-au întâmplat niște atrocități greu de descris în cuvinte. Ai avut momente, și o să te rog să-mi răspund sincer, în care ai crezut că vei sincer. Muri? Nu. Există foarte multe posibilități de a păți ceva într-un oraș care este recent abandonat de una dintre părți și este recâștigat de ceilalți, dar în esență nu am avut un moment în care să am impresia că există posibilitatea să mor în curând, ca să spun așa. Dar ce ți-a fost cel mai greu să documentezi în masacrul de la Bucea? Imaginile pe care le faci și care se publică, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă ca principală valoare respectul față de persoana care și-a pierdut viața. Nu este un obiect, nu fotografia de presă, nu în cel puțin în viziunea mea, evident, pentru că pe mine m-ați întrebat, nu trebuie să fie o fotografie de, cum să spun, într-un stil criminalistic. Deci nu trebuie să fie o fotografie care să intre într-un dosar medico-legal. Este complicat să faci, să aibă suficiente detalii încât oamenii să înțeleagă despre ce e vorba și în același timp trebuie să ții cont că persoana care este acum fără viață, întinsă pe asfalt, are probabil rude, prieteni și așa mai departe, care probabil nici nu știu că este mort și care încă speră, cum este natural, ca el, ea, să se întoarcă acasă. Ori e foarte important să respecti demnitatea acelui om. Nu este un obiect, adică nu este un decor de studio. Prin urmare, să vezi detalii, chipuri, trupuri, mai ales când nu arată
adică nu arată, nu sunt ușor de privit, e o misiune complicată. Și asta este cea mai mare încercare. Plus că ulterior am intervievat încercând să aflăm detalii despre ce s-a întâmplat în măsura posibilului și rude ale acestor oameni. Și am avut contact cu oameni care au aflat de la noi că fiii lor sunt printre cei uciși. Și asta e un sentiment îngrozitor. E mai îngrozitor decât moartea în sine. Pentru că este și neputință și într-un fel, adică eu nu pot să scap de sentimentul că, nu știu cum să spun, nu că sunt insensibil, dar că într-un fel nu rezonează, simt că nu e locul meu să fiu acolo. Care au fost imaginile care te-au făcut să speri că în mijlocul unor scene de război tragice, de altfel, umanitatea mai are o șansă? Am văzut în situații de evacuare ale unor locuri aflate sub asediu, care erau literalmente foarte înfricoșătoare, pentru că se auzeau bombardamente suficient de aproape, căile de acces erau extrem de dificile, pe sub poduri bombardate, prin apă și așa mai departe, în care oameni, unii foarte în vârstă, copii, duceau, imaginați-vă că ai foarte puțin timp să strângi din casă, nu se dă un anunț așa și ai la dispoziție o săptămână să alegi cu ce vei pleca, ai la dispoziție poate o oră, poate mai puțin. Și în aceste situații vedeai oameni ducând de la căței, pisoi, papagali, hamsteri, am văzut iguane, toate animalele, oameni care s-au întors în orașul care de acum nu mai era deloc considerat sigur pentru a-și recupera un pisoi pe care îl lăsaseră închis că nu a mai încăput în bagajul, să spunem, inițial. Și asta m-a impresionat, au fost oameni care mi-au spus că pe tine te impresionează mai mult animalele, suferința animalelor decât a oamenilor. Nu este așa, dar pentru mine orice viață are aceeași importanță. Și la un moment dat să te întorci după acel pisoi putea să te coste viața. Sau mai rău, în cazul în care erai capturat. Pentru că trebuie ținut cont că de multe ori în situațiile astea moartea nu este cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla. La întoarcerea din Ucraina, spuneai că te-ai lovit de tot felul de reacții ciudate din partea unor persoane care, apropo, te cunosc de mai bine de 20 de ani și care s-au îndoit de veridicitatea fotografiilor realizate în Ucraina. De ce crezi că aleg oamenii acest confort al manipulării informației? E o temă foarte importantă și da, m-a surprins, mai ales că este probabil conflictul sau cum să spun, da, conflictul la care am avut cele mai multe reacții de dubiu asupra lucrurilor pe care le-am făcut. Și există o explicație logică pentru asta. În acum 20 de ani, fenomenul ăsta de social media, de fake news, de, nu știu, intervenția inteligenței artificiale în modificarea unei imagini, nu erau prezente. Și, prin urmare, era mai puternică senzația că o fotografie nu poate să fie trucată. Evident, și atunci existau dubii, numai că nu era atât de comun, cum să zic, în conștiința colectivă, că ar putea foarte bine să nu fie deloc adevărat. Pentru mine, asta ilustrează câtă influență are în prezent propaganda. Și ce influență au aceste grupuri care proiectează influență prin social media. Adică, și implicit fake news. Da, fake news. Fake news are. Pentru mine
dimensiunea cea mai îngrozitoare a fake news-ului, am mai spus asta, nu este că vor fi niște oameni convinși de un lucru ce nu e adevărat, ci faptul că, pentru că e atât de prezent și pentru că a devenit foarte complicat să ai încredere în ce vezi într-o imagine, efectul cel mai îngrozitor nu este această polarizare. Pentru că oamenii care aleg să stea într-o tabără și aleg pentru că e confortabil să aparții unui grup și e confortabil să stai într-o bulă, cum le numim noi acum, care doar îți confirmă niște convingeri pe care le aveai deja. Nu aceste două grupuri opuse sunt problema, deși evident fac foarte mult rău pentru că nu au nicio punte de comunicare și stau numai în realitățile care le convin. Problema este că oamenii care și-ar dori să analizeze o situație cu propria minte, pentru că până la urmă, ce e jurnalismul? Este o formă de informare, nu? Eu îți prezint niște lucruri pe care le-am văzut și fac asta cu bună credință și profesionalism, deci ce vezi acolo chiar a fost și tu te gândești ce concluzie vrei să tragi din asta. Ce înseamnă pentru tine lucrul ăla? Deci trebuie să te gândești, nu e partea mea, este începutul. Efectul acestei informări este că fiecare trage propriile concluzii și în mod ideal acționează într-o direcție sau alta în funcție de ce a simțit. E, acest grup care eu cred că e foarte important într-o societate care vrea să gândească cu mintea proprie, nu mai are încredere în nimic. Și se retrage pur și simplu, adică nu mai dorește să citească, nu mai dorește să știe, pentru că se gândește, azi am auzit asta și era 100% sigur și mâine am auzit alte 3 posturi dovedind că de fapt fusese 100% o minciună. Și acest grup care, fiind, cum să spun, absolut saturat de aceste informații în care nu mai poate avea nicio încredere și el de acasă n-are cum să dovedească singur dacă era fals sau nu era fals, nu mai ascultă nimic și se retrage, nu mai are niciun fel de contribuție în societate și rămân numai cele două tabere cu niște convingeri din astea indiscutabile pe scenă. Și asta e păcatul cel mai mare, adică mi se pare că foarte mulți oameni, nu știu cum să-i numesc, oameni care își doresc să gândească și care ar duce lucrurile într-o direcție bună, nu mai participă la niciun fel de dezbatere, la niciun fel de acțiune. Imaginea este totuși o categorie de Oscar, da, recompensată cu premiul Oscar. Când ți-ai dat seama că tu ești un fotograf foarte bun? În acest moment nu a venit încă. Adică îți spun foarte sincer și am spus cuiva recent că atunci când spun asta sunt două categorii de reacții. Unii oameni consideră că sunt modest, alții consideră că sunt fals modest. Dar nu, adevărul nu este în niciuna dintre aceste variante. Pur și simplu sunt realist. Adică eu nu sunt un fotograf rău, dar nu sunt ceea ce numesc eu un mare fotograf sau un fotograf genial. Și e ok să fie așa. Adică vreau să stabilim un lucru. Realismul nu ne face rău. Și e ok să rămânem ancorați în realitate. Cum este să lucrezi, Vadim, pentru Associated Press? Care sunt cerințele? Care sunt rigorile? Esența este, din nou, adevărul și imparțialitatea. Contează pentru o astfel de agenție de presă mai mult acele componente ale imaginii care creează excelența unei fotografii sau contează contextul în care fotografia a fost făcută? Contează mai exact lumina, culoarea, compoziția, înțeleg, unghiulația sau contează emoția care te-a îndemnat să faci acel cadru perfect într-un context favorabil? În imaginea de presă, din nou, contează informația. Contează faptele. De aici încolo, estetica este un vehicul important. Deci dacă poți să faci o fotografie care să conțină informație și fapte de o manieră
cum să spun, de calitate și poate să fie și frumoasă, e cu atât mai bine. Eu cred însă că imaginea de presă nu stă în acele calități. Pentru mine personal, calitățile alea sunt foarte importante. De ce? Pentru că estetica este un vehicul foarte bun, estetica, emoția, sunt un vehicul foarte bun pentru a aduce o informație până la urmă, care, așa spus, sună sec și neatrăgător, către sufletele mai multor oameni. Dacă imaginea este și frumoasă și conține o emoție, cu siguranță mai mulți oameni vor rezona cu ea. De-a lungul carierei tale ai surprins în imagini conflicte și momente istorice, o să-i număr doar câteva dintre ele: destrămarea Iugoslaviei, bombardarea Serbiei, războiul din Bosnia, cel din Irak sau campania de bombardare a grupului terorist Statul Islamic din Siria. M-a surprins să aflu că fotografia inclusă în selecția premiată cu premiul Pulitzer nu se află printre preferatele tale. Da, așa e. Nu se află printre preferatele mele dintr-un motiv simplu. Este o imagine extrem de dură. Din Bucea. Da. Și nu putea fi altfel. E la limita aceasta, e la granița la care eu consider că de aici încolo aproape nu este de văzut decât de către, nu știu, niște profesioniști, niște investigatori, criminaliști sau niște oameni care o folosesc strict pentru a documenta sau a stabili adevărul într-o anumită situație. Care crezi că a fost elementul care i-a făcut pe membrii juriului să o consideră demnă de premiul Pulitzer? Motivul pentru care este acolo este că e un document esențial legat de ce s-a întâmplat în Bucea. Adică fără acea imagine, fără acea situație, este vorba de un grup de oameni care a fost executat de forțele ruse lângă o clădire care servea drept comandament al lor în timpul prezenței în Bucea. Fără ea, nu ai avea o imagine completă despre ce a însemnat de fapt Bucea pentru civilii de acolo, pentru oamenii care au trăit sub ocupație. Și din cauza asta, da, trebuie inclusă, pentru că asta mă duce cu gândul la altceva. Sunt oameni care îți spun, nu doar în zona de conflict, să spunem aici, de ce arăți lucruri care sunt urâte? Pentru că oamenii o să spună, nu știu, ne faci țara de râs sau ceva de genul ăsta, pentru că arăți niște situații urâte și nu știu ce. Asta este misiunea jurnalistului. Deci faptul că o realitate de afară, de pe stradă, aici, ție nu-ți convine, nu este un motiv să nu arătăm realitatea. Asta nu o să dispară dacă întorci capul în partea cealaltă și închizi ochii sau dacă alegi să o ignori. Ea se schimbă doar dacă o vezi și văzând-o te hotărăști să schimbi ceva. Dacă pe stradă sunt gunoaie și ție nu-ți place să spună că pe strada ta sunt gunoaie, nu trebuie să te superi pe cel care a făcut fotografii cu gunoaie și să te gândești că îți face rău la imagine, trebuie să te gândești că trebuie luate gunoaiele. Poate că este util să spun, uite, ne oprim la scena aceasta a fotografiei din Bucea, că în situațiile care sunt foarte multe, în care lucrezi într-un loc unde este incertitudine, care nu este 100% sub controlul cuiva și știi că nu este liniște, toate lucrurile se fac într-un timp foarte scurt. Adică oamenii își imaginează poate că eu am stat acolo o jumătate de zi să fac fotografiile alea. În realitate, pentru că acum avem ora scrisă pe imagini, cred că au trecut 7 minute de când am declanșat prima dată ca să văd cum e lumina până când a trebuit să plec. Totuși, crezi că fotografiile care exprimă un strop de dramatism sunt mai apreciate? Eu cred că orice fotografie care reușește să captureze o emoție are evident impact mai mare. Evident că sunt dramatice imaginile cu oameni morți, distrugere și așa mai departe, dar eu când mă uit, expresia persoanelor care văd asta, care privesc scena asta,
oamenilor care trăiesc, sunt la fața locului, pentru mine aia e mult mai de impact decât imaginea în sine. Fără să spun că nu contează deci oamenii care și-au... privitorului. Da, ci reacția pe care o au cei care văd aceste orori, mie mi se pare că ar avea un impact mult mai mare și te-ar face mai ușor să te pui în situația, adică să înțelegi din chipul acelui om ce senzație a trăit văzând lucrurile alea, decât văzând în sine, nu știu, mult sânge și oameni rupți în bucăți. Dar ce-ți place în general să fotografiezi? Ce frânturi din viață? Pentru că m-am uitat atentă la fotografiile tale. Îmi place să fotografiez viață în toate formele ei. Că sunt oameni, că sunt animale, interacțiuni, emoții. Portrete. Am, da, pentru mine e... Tot ce fotografiez devine nemuritor. Și faptul că există această unealtă puțin vrăjitorească, așa, cu care poți opri un zâmbet, o emoție pentru totdeauna, e ceva fenomenal. Adică e, cum să zic, e cel mai aproape de a dărui cuiva nemurirea. Te-ai reîntoarce în Ucraina? Da, normal. M-aș reîntoarce oricând. Este ceva ce te-ai gândit, ce îți dorești de fapt să surprinzi? Și n-ai reușit în prima misiune? Am fost de două ori. Acolo, în a doua ocazie, când se împlinea un an de la invazie, am încercat să fac un lucru despre care cred că e important, și anume să vedem efectele asupra celor care au participat fie activ la confruntări, fie a civililor. Pentru că până la urmă, nu știu, nu vreau să sune insensibil, dar pentru mine este mai dramatic de văzut și cred că e mai important pentru privitor să înțeleagă efectele asupra celor care n-au avut nicio implicare activă. Adică efectul este cel de acum, cu sute de mii de morți, tineri în general, și rămân neîncredere, suferință, ură pentru generații de acum înainte. E foarte greu să-ți imaginezi că două țări care au fost în conflict și s-au pierdut de ambele părți atâți oameni vor putea fi aduse împreună prin semnarea unui tratat de pace la un moment dat. Asta este lucru cel mai îngrozitor din conflictul armat, că oamenii își închipuie că odată ce s-a terminat, gata, dacă membrii ai familiei tale au ucis membrii ai familiei mele, e foarte complicat, aș vrea să sper, ca cineva să ne aducă ulterior la masă, să spună, sper că nu ai luat asta personal, a fost război, acum puteți să aveți încredere din nou unul în altul și să continuați. Mai ales în situații din astea în care, nu știu, uite, dacă ne gândim la Bosnia, e un război civil în care te-ai luptat cu vecinii tăi de peste drum. Și când se termină războiul, îi vei vedea în continuare. Vei putea oare să... Cât durează să se refacă acea încredere? Vadim, îți mulțumesc pentru șansa acestui dialog, pentru autenticitate, și îți doresc succes, inspirație și fotografii cât mai reușite. Mulțumesc mult! Mulțumesc!